Antrenorul Ceferiștilor a nominalizat câțiva jucători care au confirmat sub comanda sa și care s-ar putea regăsi în lotul Rapidului pentru noua ediție de campionat. Domn Hrimiuc a fost unul din jucătorii linia de fund care și-a făcut treaba. Cred că un Diviziu, un jucător care ne-a ajutat mult la mijlocul terenului. Poate un Liutec în prima parte a campionatului, când a și marcat și a dat mai mult interesul, în a doua parte a scăzut. La surprize plăcute ar fi Ciurlă, care dintr-un jucător care a jucat la județ până în retur, a avut câteva evoluții destul de bune și chiar la ultimul meci de la Panciu a fost, cred că, cel mai bun jucător de pe teren. Pe de altă parte, antrenorul Rapidului l-acuză de egoism pe Golovka. Pășcănuț, Olariu și Zaremba sunt ceilalți jucători care nu l-au mulțumit pe Ioan Radu în returul campionatului. Golovka însă fără să concretizeze și fără să-și exploateze cât ar trebui calitățile pe care le are. Deci încă este un jucător indolent, un jucător care joacă mult pentru el, pentru imaginea lui, mai puțin pentru echipă, deși are calități foarte bune. Tot o dezamăgire este Olariu, la care așteptam mai mult, având în vedere calitățile lui. E într-adevăr un jucător mai tânăr, jucător născut în 91, dar se vede lipsa și la el, lipsa instruirii. Și Zaremba, la un moment dat, dădea impresia că poate mai mult, însă pe final nici el n-a mai putut ține ritmul, poate și lipsa pregătirii. Ioan Radu nu are idee pe ce jucător va conta în următorul sezon, pentru că nu știe ce înțelegere au aceștia cu clubul Rapid. La ultima întrevedere cu Elvisei, tehnicianul sucevean i-a anunțat că vor fi contactați prin telefon pentru a li se comunica data reunirii lotului.